Bună ziua, dragii mei telespectatori Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui. Vă îmbrățișez cu drag a voastră Pandele Laura, în mod special Dan Kiper, Maia Golovin, Florica Perca, cei care mă distribuie vlogul periodic. Mai sunteți, îmi cer scuze, nu v-am reținut numele, dar oricum vă îmbrățișez cu drag pe toți cei care îmi distribuiți periodic vlogul. Țineți-o tot așa să ne facem mai auziți și să spunem cu voce tare că nu suntem mulțumiți de anumite aspecte din această emisiune. Ieri, dragii mei telespectatori, vreau să vă spun că am fost foarte, foarte dezamăgită de doamna Mantea, dar voi ajunge imediat și la acel subiect. Vreau să le iau pe rând, așa cum s-au și întâmplat în emisiune, și să începem. Ce vedem în faza cu acel test cu bilețele? Un dezastru. Deci, sincer, m-am plictisit în fața televizorului, ceva stupid, ceva... Nu știu dacă dumneavoastră ați fost încântați de acel joculeț. Mie una nu mi-a plăcut. Primul test care nu mi-a plăcut sub nicio formă. Nu știu cine a avut ideea, dar a fost un fiasco total. Părerea mea. Acum vă aștept și părerile dumneavoastră. Ce vedem? Vedem că Bianca, care ne-a obișnuit de atâta amar de vreme, să se dea ceea ce nu este și că tot timpul ea scoate în evidență că ea este cu totul altă persoană și că lumea o percepe total invers, concurenții. Măi, Bianca, ce crezi? Toți telespectatorii te-au perceput exact așa cum ești, exact cum te-au perceput și concurenții din casă. Așa că nu mai poza în fata cu minte și corectă, că nu ești. Ești cea mai diabolică din casă, cu zâmbetul pe buze. Un vârcolac, părerea mea. Ce spune Bianca? Îl întreabă pe Robert dacă obișnuiește să ofere flori. De fapt, ea ar fi vrut, părerea mea, să-l întrebe dacă este galant, dacă face cadouri prețioase, că dacă îi duci flori, ferească Dumnezeu, pățești exact ca Adrian. Ea vrea papa, în mod special, dulciuri, tiramisu și cadouri scumpe. Așa că, Bianca, un mare dislike că tu singură ne arăți prin întrebările tale că ești materialistă și că pe tine te interesează doar bărbații care îți oferă parte financiară și dulciuri, bijuterii. Și atunci e normal să cred ce se zvonește pe Facebook, că ești întreținută de un bărbat în vârstă. Se vede după cum acționezi în emisiune. Bineînțeles că ea tot timpul spune că te-ai uitat la emisiune și ai văzut, păi în emisiune n-ai jucat tu, n-ai fost tu, a fost sora ta sau mama ta, cine a fost, că tu ai fost. Astea sunt faptele tale din emisiune. Și așa că e normal, logic, când cine vrea să te cunoască, se uită la emisiune și vede cât de parșivă poți să fii. Așa că, Bianca, un mare, mare dislike, că încă o dată vrei să speli creierul celui nou venit, când de fapt tu ești o șerpoaică plină, plină cu răutate. Ce-a mai văzut Xenia și Radu? Xenia cu Radu, dragii mei telespectatori, în camera roșie, m-a pufnit și râsul când Xenia spunea că nu mai a uitat ce vroia să spună. Păi, măi, fetiță, dacă ai uitat scenariul, acum te-ai dat de gol. În momentul când simți, îți vine spontan toate vorbele. Iar în momentul când îți uiți ceea ce vroiai tu să spui și să te lamentezi, e deja un scenariu. Așa că, Xenia, iar ne-ai arătat cât de falsă poți să fii. Fapt că tu te-ai certat, vezi, doamne, ai făcut testul în camera roșie și ai reușit să se vorbească atât timp despre acest subiect, acum erai deranjată că nu
ești trimisă tu la date cu Radu. Păi, dragii mei telespectatori, și atunci este logic că s-au certat doar pentru materiale, atâta timp cât și ea și Radu vor la date. Păi ori ai văzut că te înșală și că nu are sentimente reale pentru tine, măi Xenia, ori vrei cuplu doar pentru emisiune. Să-ți fie rușine, Xenia. Mă, voi le faceți și tot voi vă supărați când noi vedem adevărata față a voastră. Asta e, dragii mei telespectatori, ca să vedeți ce fel de persoană este Xenia și cum se lasă folosită, și îl folosește pe Radu, doar ca să stea în emisiune, doar ca să pozeze în fata din cuplu. Dar, de fapt, pe ea nu interesează, o interesează decât să-și piardă timpul prin emisiune. N-are nicio treabă cu Radu, e ca nu cam perete. Ce mai vedem? Vedem Andrei nu vrea să aibă cameră roșie pentru că nu are pe cine să cheme. Din punctul meu de vedere, Andrei a luat o decizie pertinentă și foarte, foarte corectă. Pe cine ar putea să cheme? Cine este de chemat sau ce bărbat ar vrea să se asocieze cu astfel de femei? Kinga, Alexandra și Bianca. Ferească Sfântul! Păi înseamnă că ai probleme la tărtăcuță să vrei ca bărbat să faci cuplu cu astfel de femei. Dați-mi voie să-i dau dreptate lui Andrei. Ce vedem? Vedem că vine doamna Mantea pe una mare. Și ce face doamna Mantea? Dacă veți da emisiunea înapoi, veți vedea că tot ce spun sunt faptele petrecute în această emisiune. Nu este nimic exagerat sau să fabulez eu personal. Începe și o ia pe Alexandra și pe Kinga la rost că sunt mute, că ce se întâmplă cu ele, că sunt foarte liniștite și că, într-un cuvânt, ce faceți? Nu faceți teatru, nu faceți circ, nu faceți panoramă, nu faceți mahala? Și bineînțeles că începe Kinga și se lamentează că e supărată, că... Ca să vedem acum în promo că se activează Kinga. Deci, dragii mei telespectatori, părerea mea că doamna Mantea le instigă pe aceste fete să fie obraznice. După ce le dă de înțeles la fete, la astea mahala joice, să facă circ și panoramă în emisiune, începe să-l ia pe Andrei la rost și să-l tragă la răspundere de ce nu vrea în camera roșie. Dragii mei telespectatori, deci vreau să vă spun, știți destul de bine că o plac pe doamna Mantea, dar ieri m-a dezamăgit, oricum, de foarte mult timp m-a dezamăgit, dar tot am spus, haideți să-i mai acord clemență, haideți să o înțeleg, haideți să o păsuim. Dar ieri am trecut orice măsură de a mai scuza-o. Deci nu. Acum s-a văzut pe față că este ușor feministă, dar nu pentru pledarea drepturilor femeii. Să instaleze ușor matriarhatul, adică femeia are tot dreptul, dacă este femeie, să înjure, să scuipe, să bată, să jignească un bărbat, iar bărbatul nu trebuie să spună nimic. Acum, eu nu vreau să dau foarte tare și să scot tot ce a făcut doamna Mantea pe parcursul emisiunii. Dar vă promit, pentru că am spus că voi fi corectă, dacă mai văd genul ăsta de umilință bărbatului, nu țin cu bărbații, dar nici cu femeile. Țin cu dreptatea. Haideți să-i dăm cezarului ce e al cezarului. Nu să facem din femeie, și nu e femeie, aia care înjură și scuipă și sare la bătaie, aia nu este femeie. Iertați-mă pe mine. Stau și mă gândesc, o fată de 19 ani,
ca Alexandra să scoată pantoful din picior și să-l arunce către un bărbat. Oare tatăl sau cum s-ar simți dânsa? Neavând băieți mai mari, nu cred că conștientizează, dar aș vrea să-și facă un joc de imaginație și să înțeleagă și varianta asta altă. Tatăl dânsei, dacă ar fi jignit de o puștoaică, cum s-ar simți dânsa? Cum ar reacționa dânsa? În condițiile în care Kinga l-a înjurat pe Andrei de mamă, el fiind bărbat, o femeie bombardieră care înjură și sparge și face ca toate alea, Alexandra care scoate pantoful din picior și vrea să arunce în el, oare bărbatul ăla e de plastelină? Oare bărbatul ăla nu are orgoliu? Am ajuns noi ca femei să sărim la bărbați, după care să spunem un bărbat nu are voie să sară la să jignească o femeie. Doamna Mantea spune Andrei este primul concurent care a jignit o fată. Dar de ce nu a fost corectă și nu a spus ești primul concurent care am permis ca o fată precum Kinga să-ți înjure propria ta mamă? Oare unde este orgoliu bărbătesc? Acum stați și gândiți-vă dumneavoastră. Dragele mele telespectatoare, aveți băieți, aveți bărbați, aveți tați, frați, să vină niște femei de genul ăsta, de calibru ăsta, cum este Kinga, să vă înjure frații, părinții, tații, copiii, băieții, să vă înjure de mamă. Oare cum reacționați? Voi ca mame, voi ca surori, cum ați reacționa când vedeți că genul ăsta de femeie bombardieră îți înjură fratele sau copilul, băiatul? Oare nu mai vedem? Larisa, te felicit la scenă deschisă. Ieri nu ți-am găsit calificativ. Excelent. Cea mai mare notă posibilă care ai putut să o ai, că ai ținut cu dreptatea, că ai avut curajul și asumarea să spui în față doamnei Mantea, care încerca și ție să-ți spele creierul și să-ți spună, păi dacă tu ai fi fost în locul Kingăi, tu erai mult mai vocală. Păi doamna Mantea, dacă era în locul Kingăi, Larisa nu acționa cum a acționat Kinga. Să înjure de mamă un bărbat și să joace țonțoroiu și să spună staful să țineți cu mine și să-și arate chiloții și fundul în fața telespectatorilor și în fața unui bărbat. Oare chestiile astea nu le vedeți? Stau și mă întreb, că acum deja mă supăr. Oare v-ar plăcea să aveți astfel de noră care să se dea în spectacol în fața unei țări întregi și să vă înjure băiatul de mamă? Să vă înjure pe dumneavoastră. V-ar plăcea? Ar fi corect? Doamna Mantea, îmi cer scuze. Nu credeam vreodată că o să ajung să vă critic din punctul ăsta de vedere, dar m-ați dezamăgit foarte tare, pentru că țineți palma în fund unor fete needucate, unor fete lipsite de bun simț. V-ați luat de Andrei, că a spus că nu are coloană vertebrală. Dar ce ați fi vrut să spună? Că sunt dobitoace? Că sunt tâmpite? Că sunt proaste? Că avem sinonime? Dar băiatul a fost de bun simț și a spus voalat, n-aveți coloană vertebrală. Iar dumneavoastră spuneți că nu există să jignești în felul ăsta și că nu e. Există, doamna Mantea, expresie. Ai coloană vertebrală. Adică ești asumat. Ești o persoană de toată încrederea. Ești rațional. Iar când spui expresia, ești fără coloană vertebrală, ești mincinos, ești fals, ești tâmpit, prost, dacă vreți să auziți lucrurile astea. Dar băiatul de bun simț le-a dat replică tot de bun simț, că n-au coloană vertebrală. Ați fi vrut
sinonime de-astea grosolane? Stau și mă întreb. După care veniți și spuneți că toți avem coloană vertebrală. Da! Avem! Dar era vorba la figurat, la caracter, dar dumneavoastră dați-mi voie să nu cred că n-ați înțeles acest lucru. Există expresia om cu coloană vertebrală, om fără coloană vertebrală. Așa că, din punctul meu de vedere, ce ați fi vrut să le facă? Șerpoaice? Târători? Era mai ok așa? A fost de bun simț și le-a dat de înțeles că sunt femei fără caracter, fără educație. În primul rând, dragii mei telespectatori, îmi cer scuze, dar eu știu de la tatăl meu și credeți-mă că tatăl meu era un om care ți-mi punea respect numai prin prezența lui, ca să mă înțelegeți statura lui Florin Piersic. Și de cât atât îmi spunea, niciodată, eu fiind mai mare ca frații mei, având doi frații, niciodată, dar niciodată, în momentul când frații tăi, chiar dacă sunt mai mici, vor deveni bărbați, ai grijă la ton, ai grijă cum te impui în fața lor, că dacă vei fi obraznică, așteaptă-te să-ți primești replică, chiar dacă sunt frații tăi mai mici. Respectă-te pe tine ca să fii respectată. Oferă respect să primești respect. Dacă te vei gândi, Laura, să-ți jignești proprii tăi frați când vor fi bărbați, așteaptă-te ca și ei să te jignească pe tine. Cam asta este, doamna Mantea. Nu mai spuneți că sunt femei și că n-ai voie să le jignești. Prima dată educați-le pe ele. Dar văd că dumneavoastră nu vedeți niciodată greșită pe Kinga, ba din contră, i-ați sugera subtil și cu perdea să acționeze, să nu mai stea moleșită în emisiune. Să înțeleg că vreți mahala? Dragii mei telespectatori, dați-mi voie să vă spun, pentru mine, Bianca, și cu Kinga, așteptați-vă la Ferentaristul Radu și Lătruț Codruț din sezonul 4, Puterea Dragostei. Iar doamna Mantea le ține hangul. Le susține în aceste mojicii, în aceste jigniri, în aceste situații de borfași. Astea nu sunt fete. Dați-mi voie să vă spun, eu, mamă de fată, că aș fi foarte deranjată ca fiica mea să aibă un caracter ca cele trei. Alexandra, Bianca și cu Kinga. Iar doamna Mantea le susține. Nu vreau să scot în evidență că majoritatea băieților ieșiți, eliminați de aceste fete, cu ajutorul doamnei Mantea, au ieșit terfeliți. Nu vreau să scot în evidență ce s-a întâmplat, dar voi enumera câțiva ca să vă aduceți aminte. Cristian, Albert, Nicolas, Costi, Dragoș, Adrian. Ăștia au ieșit terfeliți. De ce? Și acum urmează Andrei. De ce? Că au avut tupeul și asumarea să-i spună doamnei Mantea că nu este ok să fie terfeliți de niște fetișcane needucate. Și ce s-a întâmplat cu ei? Au fost zburați din emisiune. Doamna Mantea, îmi pare nespus de rău, dar dacă veți merge pe ideea asta, haideți să terfelim bărbații, scuzați-mă pe mine, dar succes nu veți mai avea. Și hate-ul va fi în floare la adresa dumneavoastră, că s-a văzut, au bubuit ieri grupurile la adresa dumneavoastră. Cum este posibil să dați dreptate unor fetișcane care înjură bărbați, care aruncă cu pantofi după bărbați, după care spuneți, păi tu i-ai făcut semnul obscen. Păi când s-a făcut semnul obscen? Nu după ce a vrut să arunce cu pantoful în el. Nici măcar lucrul ăsta. Exact ce ați făcut și cu Nicolas. L-ați scos pe Nicolas
În condițiile în care femeia aia, Kinga, fetișcana aia needucată, după ce s-a culcat cu Nikos, vroia să pună în față lângă șofer. După care intră în camera roșie cu un bărbat și îi arăta Savarina, bărbatului. După care iese în grădină și se ia de Andrei, îl înjură de mamă și merge la camere și spune staful să mă susțineți. Și ce faceți, doamna Mantea? Veniți și susțineți. Ce spuneți? De ce Sorin nu se ia de Alexandra? Păi Sorin nu se mai ia de nimeni de când are cuplu. De ce? Că e fals. Și că vrea să pozeze în băiatul cu minte și perfect și să dea bine la cameră, să fie el plăcut de fete. Iar Andrei este singurul din casă în momentul ăsta care, cum a și spus, pe mine nu mă ține emisiunea asta. Eu am o viață afară. Dar dacă e vorba să fiu umilit, mai bine mă duc acasă. Dacă dumneavoastră v-ați propus ca să aduceți bărbați în emisiune și să-i umiliți, mare atenție, dragii mei băieți, cei care veniți în Casa Iubirii, așteptați-vă să fiți umiliți. Sunt bărbați adevărați, cu coloană vertebrală, care nu lasă capul jos și nu se lasă călcați în picioare, cum este Sorin, cum este Radu, când spuneți drepți, ei stau drepți. E normal să respecti moderatoarea. Dar asta nu înseamnă că acceptăm să fim umiliți că așa vrea moderatoarea, ca Kinga să iasă victorioasă, Kinga să înjure pe toată lumea, Alexandra să înjure, să sară la bătaie la bărbați, e al doilea bărbat care aud. A sărit și la Radu, acum a vrut să arunce și pantoful în Andrei. Și dumneavoastră țineți cu ele. Mă bucur că a fost eliminată. Așa că, doamna Luminița, doamna Mantea, schimbați strategia. Că deja este grav pentru societate. Ce faceți? Ridicați la rang de artă incultura și lipsa de bun simț? Încurajați fetele să înjure bărbații, să sară la bătaie? Ce încurajați, doamna Mantea? Doamna Luminița, ce încurajați? Da, sunt de acord, bărbatul trebuie să aibă respect pentru o femeie, ok? Dar și femeia aia trebuie să respecte. Și femeia aia trebuie să arate lumii întregi că e demnă de statutul de femeie, nu de borfașă, nu de bombardieră. Nu să înjure să sară la bătaie. Cât de calm ar fi bărbatul ăla? Cât de educat ar fi? Care bărbat credeți că ar rezista să fie înjurat de o fetișcană ca Kinga? Sau ca Alexandra? Dați-vă și dumneavoastră cu părerea, dragii mei telespectatori, și dați-vă și dumneavoastră cu părerea dacă vi se pare deontologic ceea ce face doamna Mantea cu băieții în această emisiune. Sunt mamă și de fată și de băiat. Dar nu mi-ar conveni ca băiatul meu să fie umilit și înjurat de astfel de specimene. Iar Bianca, care se dă tot timpul, fata care ea n-are nimic, ea spune ceva și se înțelege altceva. Păi să ne aducem aminte ce ai făcut când a venit Adrian cu tablou. Că ai spus, hai, poate acum te vede cineva. După care ai văzut că sare toată lumea în cap. Păi nu, că am vrut ca să-și facă reclamă. Băi, Bianca, te minți pe tine, o minți pe mama ta, mă. Dar pe noi nu. Că noi ți-am văzut caracterul. Noi ți-am văzut răutatea din privire și din acțiuni. Așa că un mare dislike. Și îmi pare rău că în fruntea acestor fete nu este nimeni alta decât doamna Mante. Îmi pare nespus de rău și nu credeam vreodată că o să ajung să spun că doamna Mantea vrea matriarhatul la putere. Și ține partea unor fete needucate și necivilizate, care nu fac cinste statutului de femeie.
Îmi pare rău. Ce-a mai văzut Bianca? De câte ori ea vorbește, ea nu jignește. Păi tu nu jignești, Bianca, acum ai și spus că tu nu știi înjurături în română. Dar tu ai ironia aia și aroganța în vorbe. Îi spuneai lui Andrei, măi cu ceritoriule. Asta la altă Kinga, care zici că e mascotă masculină, îl limita cum vorbește. Și atunci vreți respect? Bravo ție, Larisa! Bravo ție, Larisa! Felicitări! Și dragii mei telespectatori, s-ar putea să o vedem pe Larisa cât de curând acasă, că a avut curajul să se ia cu doamna Mantea în gură și să-i spună că nu este corect și să bată din picior la figurat. Că nu este corect ca fetele astea să vrea respect când ele nu oferă respect. Bravo ție, Larisa! Să înțeleg, doamna Mantea, că Larisa gândește mai bine ca dumneavoastră? Mamă fiind de băiat? Rușinică! Rușinică! Sper că acum ați înțeles, dragii mei telespectatori, că nu țin cont de nimeni și de nimic decât de dreptate. La Larisa și la Ionuț i-am văzut în camera roșie. De moment mă abțin că vreau să văd ce se întâmplă între ei. Maria și cu George am văzut că o lălăie. Vai, vai, vai. Asta vă place, doamna Mante? Păi nu aveți sorți de izbândă până la finalul sezonului. Vă garantez eu, Pandele Laura. Și sezonul 2 nu cred că va mai fi. Dacă nu vă reveniți și nu deveniți moderatoarea aia pertinentă, care ține cu dreptatea, nu contează că e fată, că e băiat. Avem educație. Educația este pentru toată lumea la fel, și pentru fete, și pentru băieți. Nu există, dacă ești bărbat, trebuie să fii înjurat și bătut și scuipat de o femeie, că e ea femeie. Nu există așa ceva. În primul rând, femeia trebuie să fie educată, că la rândul ei va educa alți copii. Și ce educație vor da aceste fete când ele nu sunt educate? Ce educație vor da la copiilor? Aici este problema, doamna Mantea, doamna Lumința. Lăsați circul și panorama, că ne-am săturat de el. Dați dovadă că sunteți femei cerebrale și că nu vă place mahalaua. Nu încurajați imoralitatea, lipsa de educație și lipsa de civilizație. Asta e, dragii mei telespectatori. Sunt foarte, foarte supărat, credeți-mă. Și chiar vă aștept comentariile și părerile în comentarii referitor la comportamentul doamnei Mantea. Încă nu vreau să scot artileria grea. Dacă sunteți mulțumiți și considerați că a fost corectă doamna Mantea. Și vă rog din suflet, comentați cât se poate de mult, distribuiți cât se poate de mult, cei care sunteți de acord cu mine, și like-uri, ca să vadă doamna Mantea că nu doar eu sunt revoltată la cum se comportă dânsa în emisiune, referitor la respect față de fete și băieți. Nu este admisibil. Asta e. Vă pup cu drag, a voastră, Pandele Laura. Nu uitați de distribuire. La revedere!